Studenții Universității Politehnica Timișoara au avut ocazia să participe la un workshop demonstrativ cu laborator mobil de măsurare a calității aerului. Acțiunea a fost coordonată de Colectivul de Analize de Combustibil, Investigații Ecologice și Dispersia Noxelor din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Laboratorul ACEDIN, laboratorul acreditat RENAR, din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, împreună cu primăria, organizăm campanii de măsurări în anumite zone cu importanță din Timișoara. Având această oportunitate, ne-am gândit și pentru studenții de la Politehnică. Totodată avem aici de față studenți de la chimie, studenți de la inginerie mecanică, care în materiile de studiu au și parte de monitorizare a poluării. Și atunci am găsit oportunitate pentru a-i aduce să vadă în real cum se fac astfel de testări. Fiind o zonă aglomerată, ne interesează cam toți parametrii de poluare care se pot monitoriza. Laboratorul mobil este dotat cu echipamente pentru emisii, care se determine compuși din aerul ambiental, după care se va trece la o parte de simulare.